Magazinele de vise au fost închise, dar drogurile legale continuă să facă victime în rândul adolescenților. O tânără de 18 ani din Botoșani a ajuns aseară la spital în comă de gradul 1 după ce a consumat plante etnobotanice și alcool. Tânăra de 18 ani a căzut la tepe un câmp. A apucat să-și sune o prietenă și să-i spună că se simte rău. La rândul ei, fata a sunat la 112. Vino sus! Când au ajuns medicii la ea, tânăra arăta ca o legumă. La spital, ea a fost tratată timp de 3 ore. A reușit să-și revină. Fără să dea prea multe explicații sau să aibă răbdare să-i asculte pe medici, ea a plecat apoi spre casă pe propriile picioare. Pacienta și-a revenit, dar a refuzat tratamentul ulterior, cât și indicațiile specifice pentru acest tip de intoxicație.